Orădenii preocupați de sănătatea lor au avut joi, 11 februarie, posibilitatea să-și măsoare gratuit tensiunea și să-și cunoască nivelul de glicemie cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului. Acțiunea s-a desfășurat la sediul CID al Asociației Caritas Eparhial Oradea, iar în primele două ore se prezentaseră deja 35 de persoane, cu vârste cuprinse între 30 și 89 de ani. 11 din cele 35 de persoane au avut valori ridicate ale glicemiei sau ale tensiunii arteriale, ori ambele. Ele au fost direcționate către medicii de familie, respectiv spre medicii diabetologi ori cardiologi, după caz, potrivit Crișana.ro. În jur de 80 de persoane au participat joi la acțiunea de măsurare gratuită a glicemiei și tensiunii arteriale. Evenimentul a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavului, care se sărbătorește în fiecare an pe 11 februarie.